Curtea de apel Chișinău a respins cererea fostului primar al municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, împotriva Autorității Naționale de Integritate. El a încercat să anuleze actul de constatare al inspectorilor ANI, care în 2022 au descoperit că veniturile lui le depășeau pe cele declarate. Hotărârea poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție. Fostul edil nu a reacționat deocamdată la decizia judecătorilor. Amintim că Autoritatea Națională de Integritate a început verificarea proprietăților și veniturilor lui Grigorișin în baza unei sesizări în care se menționa că primarul de atunci al municipiului Bălți ar fi proprietarul unei companii din Ucraina, mai multor mașini achiziționate și înmatriculate pe numele socrului său, a unui imobil deținut de către soția sa, a unui telefon în valoare de 19.000 de euro și a două terenuri din Ucraina pe care le-ar fi omis în declarațiile de avere și interese personale. Reprezentanții ANI urmau să sesizeze Procuratura Anticorupție pentru a verifica suplimentar averea fostului edil. În 2021, potrivit ISPMD, Grigorișin a comentat situația despre bunurile nedeclarate. Nu am crezut că la mijloc este un conflict de interese pentru că firma ucraineană nu are nicio legătură nici cu orașul Bălți, nici cu primăria. Când mi s-a explicat că este vorba despre un conflict de interese, am remediat imediat această greșeală, a declarat viceprimarul de atunci al capitalei de nord a țării. Ce ține de mașinile rudelor sale, în special Toyota Land Cruiser de peste 2 milioane de lei, Grigorișin a spus că acest autoturism este al socrului său, pe care l-a achiziționat în leasing înainte de a vinde altă mașină. Nicolae Grigorișin a devenit primarul orașului Bălți în decembrie 2021, câștigând în turul 2 al alegerilor locale, după ce favorita cursei preelectorale, câștigătoarea detașată a primului tur Marina Tauber, a fost exclusă din competiție printr-o hotărâre judecătorească. Deși majoritatea cetățenilor care s-au prezentat în turul 2 la urne l-au votat, Grigorișin a câștigat cu o prezență scăzută de aproape 10%.